Angajații de la SDN au împânzit drumurile din Telorman pentru realizarea anchetelor de circulație care se desfășoară în întreaga țară o dată la 5 ani. Șoferii care au circulat ieri pe E70 între localitățile Plosca și Peretu au fost direcționați de polițiștii de la rutieră pe o bandă de rezervă în punctele stabilite pentru efectuarea anchetei de circulație. În aceste puncte îi așteptau recenzorii de la CNAIR pentru a le adresa un set de întrebări despre originea plecării, destinația și scopul călătoriei, numărul de pasageri sau ce fel de marfă transportă. Deși informațiile solicitate sunt complet anonime, nefiind înregistrate niciun fel de date de identificare, mulți șoferi au refuzat să răspundă la întrebări. Veniți? Din Alexandria. Și unde mergeți? Spre Roșier, la Lidl. La cumpărături, asta urma să vă întreb. Puteți să ne spuneți ce vârstă aveți? 25. Sunteți angajat? Da. Un venit aproximativ ne puteți spune? Dacă vreți, dacă nu, nu e nicio problemă. Confidențial. Ok, mulțumim frumos, o seară cât mai plăcută vă dorim. Și dacă vreți să ne spuneți de unde veniți? La Giurgiu. Și unde mergeți? Roșiori. Interes de servici sau plimbare? Plimbare. O vârstă ne puteți spune? 53. 55. Am rămas în urmă. Angajat, da. Da. Cu aproximație, dacă puteți să ne spuneți un venit lunar? Minim pe economie. Ok, mulțumim frumos. O seară plăcută. Ne puteți spune câteva date de unde veniți? De aici, din comună. Și unde mergeți? La Rotarea Comună. La Peretul? La Peretul, da. Da. O vârstă? 34. Angajat? Administrator. Un venit mediu pe lună? 4.000, 5.000, da, mulțumim frumos, mulțumim mult. Anchetele se desfășoară pe întreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi aflate în administrarea CNAIR. Acest studiu, coordonat prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, constituie baza de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocarea bugetelor și ajustarea strategiilor de dezvoltare. Fiind vorba despre o acțiune de interes public, CNAIR roagă conducătorii auto să colaboreze cu anchetatorii astfel încât această acțiune să se desfășoare într-un timp cât mai redus. Anchetele de circulație continuă pe drumurile naționale în mai multe puncte și pe data de 26 octombrie între orele 8:12 și 14:18.